Băieți, vreau să vorbim înainte puțin de boosteroid, vreau să rămâneți atenți un minut pentru că vreau să spun câteva chestii esențiale pentru rularea perfectă a jocurilor în browser, anume pe boosteroid. Boosteroid, platforma cloud, după cum bine știți, în care vă utilizați doar perifericile voastre și cu ajutorul internetului puteți să vă jucați direct, fără a fi necesar un download în calculator, jocurile pe care băieții le au la dispoziție pe site, care sunt într-un număr foarte mare, au în jur de 50 de jocuri free-to-play și 150 pe care trebuie să le aveți achiziționate ori dinainte, ori le puteți achiziționa direct de la ei pe site pentru doar 9,89 de euro pe lună. Hai să trecem rapid la partea cu funcționalitatea, să zic așa. Cel mai indicat ar fi fost să folosiți Google Chrome și pentru rularea perfectă a browserului trebuie să vă ștergeți memoria cache și imaginile cache, să ștergeți efectiv să aveți browserul curat, pentru că numai cu un browser curat viteza de transfer va fi mult mai mare, pentru că e foarte strâns influențată de viteza browserului, nu neapărat de conexiunea voastră la internet. Astfel o să obțineți cea mai bună conexiune dacă faceți pașii pe care probabil i-ați văzut rapid pe imagine în timp ce eu vorbeam despre chestia asta. Iar la fel, pentru orice problemă ați avea, băieții au acolo și un butonel mic albastru jos în dreapta ecranului, unde puteți să-i accesați, să vorbiți cu ei 24/7. Dacă vreți și sunteți interesați, aveți un link în descriere, puteți să încercați și varianta trial, tot așa, linkul în descriere, mergeți, dați click acolo și vedeți despre ce e vorba. Salutare, mamă, ceași, eu sunt Andy, alături de Sebi, Bercea și Vasile, îl vedeți acolo, o să pun cadru, avem două camere aici, schimbăm cadrurile așa ce... cum trebuie, profesional, sigur că, dar numai că atunci când o să mă apuc să editez, sper să închep să le pun cum trebuie. Astăzi vreau să facem cel mai prost din curtea școlii, challenge no. Inspirat de sălbatic. Dar arătă spre ăla, ce vreau. Păi, de la mine de la el îmi vine. Că el a inventat. Bine, nu vreau să deși mai. Nu știu cum a reușit ăsta să câștige în episodul Sebi. Bine, am făcut noi un sistem ciudat de a calcula lucrurile astea, pentru că care a bătut primul. Am făcut sistem ciudat, am câștigat ăsta, am câștigat, că a răspuns de că la o singură întrebare pe care o știa. Astăzi o să facem diferit. Cine răspunde primul și greșește, nu o să-i scădem un punct, adică nu avem variante de răspuns, da, răspunde al doilea. Și cine câștigă, câștigă. Cine câștigă, câștigă. Păi ce câștigă? Păi bă, vreau și o să câștig ceva. Și eu, cine, păi, ce mi revine? Îți dau 3 salmare. Nu mă lăsai mai bine. Bine, o să fiți adus. Acceptați deja. Bă, lasă că, de la câștigător, ce faci? Tu dai provocarea, na, e bine? Na. Ăla care pierde, e bine? Aha, gata, hai să trecem la treabă. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem peste 10.000 de like-uri la acest videoclip. Avem link-urile pregătite. Dă-i drumul, Vasile. Hai că începem ca la permis, știi, 3 de acomodare. Ce bea foaca? Apă. Bă, tu... Te dă la primul, bravo. Apă. Bă, nu vrea să zic lapte. Bravo, ce mai să zic lapte. Vorba ta? Ok, din curajos, băi. Păi are una sau nu? Păi nu sunt de acomodare, mă. Era doar de acomodare. Era de acomodare. Se ca la permis. Nu se punctează la permis. Hai că nu mai trec la sanitare de acomodare. Din ce țară izvorăște Dunărea? Germania. Hai să și vedem. Da, bă, da, bă, da, pădurea neagră. Cine nu știa? Am unul. Eu. Care sunt Statele Unite ale Americii? Statele... Câte? State? Da, câte state are? Mamă, 52 parcă. Nu? 51. Nu. 64. Nu! 50! 50! Aaaa! Fusai să zic 50! Hai, bă, că oricum fusai cel mai aproape. Cum? Băi, tu să-i spune 51 și eu 51. Nu contează, bă, oricum nu se pune. Hai. În ce capitală europeană poți vizita Coloseum? Roma! Era... Stătui să mă gândesc de aia. Am și poză la ei. Vreau să intrați la mine pe profil și mă uitați. Spune acolo, zic cum se numește, că spune scrisul acolo. Ce? Zic cum se numește profilul. Nu, că nu are Insta. Nu am Insta. Sunt bătrân. Cum mă sună Insta? Mă bat ăsta în fiecare. Pensie! Nu am! Pensie! Dă pensie! Deci îi place să călătorească să, dar are un Instagram să pună poze. Ok, boomer. Face frățior că vă fac eu Instagram, vă zic și către Instagram. Continente există pe pământ. Eu am bătut, eu am bătut. Stai pe ăștia, nu mă. Da, pe ce număr zi? Bă, zic, bă, ce număr? Ce număr? După ce le numeri? Le și spui. Nu, 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 după ce le numeri și știi răspunsul, să lăsăm pe ăsta să spună. Da, doar așa să dai. Ia să dăm la număr ăsta pe pământ. Bine, asta.
Nu. 7. Păi de ce ești 7? 7. Ce prost! Dar dacă ești prost și dai răspunsul greșit, ce vrei să spui ce o spui? Ia, dar nu cagați, gata. Știa, 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 uite la fața lui. Ia, mă, ia, știai? Da. Da. Ia, mă, ia, spune-le, că eu nu numărai, dar le numărai prost. Europa, Africa, Asia, America de Nord, așa. America de Sud, așa. Australia, așa. Și Antarctica. Da, bine, Antarctica. Bă, ce, dar tu le-ai numărat greșit. Antarctica, te bagi tu când mă induci în eroare. Cu ce țări se învecinează România? Bă, la fel. Trebuie să spui țările. Hai spune. De ce? Știu eu. Hai. Bulgaria? Da. Serbia? Da. Muntenegru? Nu. Nu? Ungaria? Moldova? Păi stai, păi stai, 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 și Ucraina. Păi stai, bă, lasă-mă. Da, era Serbia și Muntenegru. Ce te e ca și pe tine? Așa era. Nu scrie nimic de Muntenegru. Așa era, nu era Serbia și Muntenegru. Păi Muntenegru e o țară acum. Da, Serbia și Muntenegru. Așa știam că așa era harta de geografie când eram eu mic. Harta multă, zi-o. Ce? Păi dar deja le-o zis-o pe toate. Zile, zile tu cum trebuie. Zile tu cum trebuie. Bulgaria. Așa. Ucraina. Da. Așa, ăsta, Moldova. Da. Da. Ăsta aici, care mai erau. Mai sunt două. Serbia, așa, și Ungaria. Da. Da, mă, dar se știa că era și Muntenegru, dar am fost furat. Cine a realizat prima călătorie în jurul lumii? Jules Verne. Mai vrea să știu. Willy Fogg. Mai vrea să știu, dar nu e. Willy Fogg. Stai, bă, stai. Ba, nu știu. Acum tăi, dacă zic că e greșit, spui tu după aia. Habar nu o să bate. Bă, nu mai știu sigur. Nu mai am ce să zic. Bă, nu mai știu. Nu știu. Fernando? Nu, nu. Rivera. Magellan. Nu, măi, nu știu. Bă, ești nebun, da, Magellan, că s-a dus picolul pe la cap. Nu știu, mă, nu mai era Cristofor Colum, bază. Cam origineam pe asta. Nu, nu, dar nu știu de ce, eu mă gândeam la contemporan. Nu știu de ce. Pe bune, nu știu de ce. Așa mă gândeam. În orice caz, trece mai departe. Nimeni. Nimeni. Magellan, da. Spune trei țări prin care trece Ecuatorul. Ecuatorul? Da, trei țări. Bă, tu-i de acum. Stai, Ecuator. La Ecuator, la Ecuator. Sunt țările calde, practic. Hai, că o comisare. Ecuator, Ecuator. Bă, ce ochi, stai un pic, nu pierde nimic, frate. Da, păi, nu-i timpul. Păi și pe timp? Păi nu, dar până spune asta trebuie. Păi da, deja trecut rău. Hai să o lași, hai. Nu știu. Păi de ce? Uite asta, dacă dai așa doar ca singur. Păi nu, că a avut să-i ceva minte, dar nu... Ce a vrut să-ți minte ea? Prosti? Zic una măcar. Păi dar nu știu, n-auzi, că nu... Una trebuie să știi încăcat. O știu, dar nu știu sigur. Zic Ecuator. Așa, e la logic, bun, da? Brazilia. Stai, 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 bă, amprentă. Da, că ți-o bag ăsta. Mi-o bag ăsta. Așa, e bine încă una. Și e o țară lângă Brazilia, acolo lângă Iața, așa, dar nu vine acum care e și-am mai și pe ea. Peru. Nu e Peru. E acolo lângă Brazilia, aia așa lângă Iața. Sau Indonezia. Indonezia, apropo. Băi, nu mai spune ce. Da, bine, nu îmi pune, dar nu mai spune dacă e bine. Adică să le spună pe toate, pentru că după asta dacă vrea să răspundă, o să zică de așa două. Tot deși oprește focul la sarmale. Nu îmi pune niciun loc foc. Bă. Hai că pusei cu acolo. E bine? E bine, e bine. Care este cel mai estic oraș al României? Eu sau ăsta? Mie mi-e spărgul ăla. Corpul logicești, zi. E cel mai estic? Da. A, bă, eu crezi că vezi. A, că vei știa și care mulți mai vezi, că îl caut acum. Stai așa. Dacă știe pe asta, direct bum bum scubidu. Stai, la... Galați? Nu. E de parte. Eu stai, stai un pic. E oraș mare, nu e oraș mare. Nu, și nu e nici prea cu numele să spui. Nu e nume de ăsta Galați, Arad, Timișoara, nu? E pe lângă Constanța, pe undeva, dar nu. Da, e un nume mai... Nu știu. Seri? Mangalia. Sulina. Ah, da, Chilia, Sulina și spun. Da, dar nu e așa. Un genul de oraș, Sulina, eu nu știu. Nu! Ce tip de lac este lacul Lezer? Uite, niciunul nu bate. La ce? Dă-mă că bate-l-o. Vă spun iar, dacă răspun corect eu, ce facem? Da, corect. Da, ce face iar-o? Da! Păi da, e păi da, e 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 da, ai 2 puncte ăsta, 2 și tu 1. Bă, fii atent, una la care o să vă bateți toți. Care e cel mai înalt munte de pe glob? Everest. Bă, ăla-i vârful.
Păi așa scrie întrebarea, morții, da. Care e cea mai înaltă munte de pe glob și... În Himalaya? Răspuns e muntele Everest, păi așa întreabă! Da, ce vrei să-i fac? O, stăm rubrică mai jos, întrebări de cultură generală din istorie. Wow. Nu mai geografie, că la mai știu geografie, deci trei de nu, la lucru. Geografie sunt prost, la istorie le-am mai bine, sincer. Eu nu, eu cred. Eu la istorie sunt praf. Bine, hai că vă dau una ușoară. În ce țară s-a născut Adolf Hitler? Germania? Nu. Austria! Nu, că sunt Germania, ziu? Care păi dar deja am zis ăsta! Hai bine, trecem peste. Păi era Austria, dar nu Germania! Austria, ea e realitate, să bagi care 3 puncte, dat. Păi aveam 3, deci. Ai! Ai, toci! Aveam 3, mă! Nu te-ai dus 3, mă, aveai 2! 3 făcut, 3 făcut! Cu Everest, pus-o pe Everest! Da. În ce oraș au fost executați soții Ceaușescu? Târgoviște. Da, nu. S-a uitat acum la reportaj, doar ce s-a uitat. 3. Ai 3-3-1. În ce an s-a născut regele Mihai I? Hai, înghiușiți-mă și bătiți! Hai, bate! Ia și bate! Spune acum! Poți să mă pun eu? Yes. 1800... Câte strofe are poezia lui Ceafărul de Mihai Eminescu? Păi, răspuns acum, că erai pe răspuns. Da, răspuns că era pe răspuns. Bă, nu știu, 97. Nu? Nu. 98. Dar mișto. Nu, nu, că știam. Da, știu. Știu. Deci cât e? E 4-1? 4-1. Mamă, rămâsești. La câte mai punem? Mai punem... S-a ajuns la 5. E ăștia de 2 puncte. Să aibă și ăsta șansă. Da. Hai. Fii atent. Care vreți să-i le aleg? Dai o pizza dacă îți le aleg să le știi. Păi degeaba, că dacă dăm, dau poștul cu ăștia. Lingurile înainte ca strop, degeaba. Ce poet a scris? Ia lingura în mână. Le știi, ascult, să nu fii prostă. Ce poet a scris poezia? Plumb. Du-o ăla, tot timpul. Stai, plumb. Stai, ho, nu zice. Nu zice că-l știu, dar nu-mi vine minte. Nichita Stănescu. Ce Tudor Arghezi. Nu. Cum stai, mă? Tudor Arghezi, bă! Nu e Tudor Arghezi, bă! Prostule, e plumb! Dormeau adânsi criele de plumb și flori de plumb. Și cine a scris-o? Asta-i de plumb, dacă nu știi. Știi cine a scris-o? De ce mă o spui? Și funeral mormânt. Păi noi am răspuns ăsta. Nu, vine, nu, scapă. Scapă. Mai las? Da, păi nu mai. Nu știu. Hai, bine, hai. Bacovia, deci știam poezia, știu și comentariul, dar nu mai știam nici. Credeam că a scris-o Coșbucel. Fii atent că asta e tot pentru tine, ia lingura bună. Ia un lucru. Cine a scris romanul Ion? Liviu Rebranu! 4 cu 26, mai sunt mai întrebare. Mai e întrebare, da, asta 6, 4, pe poate între ăștia doi. Hai să vedem, hai că e de două întrebare la crescut, și cu șase, prostule. Ce poet a ocupat funcția de ministru al culturii? What the fuck? Ia! Omul! Bă, gândiți-vă și voi, omul a ajuns ministru al... Îl chema ca pe tata lui mamaie. Bravo, mă. Tataie? Soțul mamaie. Bunicu! Nu-l chema, nu știu cum putere. Mărim! Așa? Marie Sorescu! Așa, cine l-a haidu? Wow! Băieți, că mă duc așa, spune-vă să spun o provocare. Ia, ia, a provocat. Nu mă gândi la asta. De-aia. Cui trebuie să dau? Lu' Andrei. Da. Te provoc să mergem 3 ore pe ceas și să faci munca lui de la servis. Să te pune, să desfaci jos brațe, dar îmbrăcat de servis, gen. Te îmbraci, te murdărești cu ulei. Salopetă! Și ia pe în sovaia lui. Ai atunci faci muncă 3 ore la Ovidiu și mergi și te primești 3 ore în service. Ăsta știe care mașina l-are bani. Îl vezi, bă, bulangii, bă, ia stai, bă, că poate... Nu, păi cel mai bine când duc eu mașina la reparat. Vezi că am atunci așa zis dacă v-am plăcut la viitoare, la aici.